În videoclipul intitulat Tunelul ce leagă munții Bucegi de platoul Giza din Egipt, am prezentat faptul că un tunel ce pleacă din interiorul unei structuri misterioase aflate în inima munților Bucegi ajunge la o altă structură subpământeană denumită Camera Ocultă, aflată în Egipt. În această cameră am precizat că s-au găsit așezate, ca într-o bibliotecă, mai multe tăblițe din platină ce emit imagini holografice, un dispozitiv ce levitează folosit pentru deplasare și un alt dispozitiv despre care cei ce l-au analizat au constatat că este de fapt o mașină de călătorit în timp, la nivel mental, de conștiință și nu cu corpul fizic. Un membru al echipei formate din 5 persoane care s-au deplasat în anul 2005 prin tunelul spre Camera Ocultă din Egipt a reușit să folosească această mașină a timpului. Este vorba de Cezar Brad, conducătorul departamentului 0 din cadrul Serviciului Român de Informații. Acesta a reușit să acceseze cu ajutorul acestei mașini a timpului mai multe perioade istorice din trecut. A reușit să vadă chiar și cum va fi viitorul atât a țării noastre cât și a întregii planete. Într-o deplasare a sa în trecut, cu ajutorul acestei mașini, a putut să fie martor a unor momente din viața lui Isus. Unele dintre ele neprezentate sau slab prezentate în Biblie. Unul dintre aceste momente îl voi dezvolta în acest video, iar pe celelalte într-un videoclip viitor. În acest video voi vorbi despre momentul bizar de pe vremea lui Isus, observat de Cezar Brad, cu ajutorul mașinii timpului. Voi porni mai întâi în prezentarea mea cu relatarea din cartea Misterul din Egipt a lui Radu Cinamar și voi termina cu relatarea din cartea lui Peter Moon, numit Montauk Revizuit, Aventuri în Sincronicitate, deoarece această carte vine să completeze informațiile din cartea lui Cinamar. Acum câțiva ani am citit mai întâi cartea lui Peter Moon și apoi la ceva timp am descoperit cărțile lui Radu Cinamar. Și atunci am observat completarea informațiilor din cele două cărți. Haideți să vedem mai întâi ce a observat Cezar Brad prin acel dispozitiv de călătorit în timp legat de Isus. Este momentul în care Isus coboară treptele templului din Ierusalim, fiind atunci însoțit de două femei și patru dintre discipolii lui. La un moment dat, Isus se oprește și își întoarce capul spre dreapta, unde se aflau câteva persoane. Dintre aceia a ieșit un bărbat blond și destul de neîngrijit la aspect, dând impresia că este emoționat și nesigur pe el. Stătea puțin aplecat de spate și cu mâna dreaptă sub cămașa lungă, de sub care nu îi se vedeau picioarele. Un detaliu puțin ciudat pentru că ceilalți bărbați aveau cămașa până la nivelul gleznelor. Bărbatul era agitat și privea mereu în lături. Iisus a făcut câțiva pași către el și a spus câteva cuvinte. I-a spus că nu a ales timpul potrivit pentru ceea ce vroia să facă el și că cei care l-au trimis vor înțelege asta. Apoi Iisus i-a mai spus bărbatului că trebuie să se întoarcă imediat de unde a venit pentru că există o defecțiune și că el se află în mare pericol. Bărbatul a privit pe Iisus câteva clipe, după care a fost cuprins de convulsii. Au mai schimbat câteva replici scurte, cu voce joasă, după care bărbatul s-a retras printre oameni și a dispărut ca și cum nici nu a fost acolo. Imediat după acest moment, peste toată așezarea s-a auzit un șuier scurt și amenințător, foarte puternic, și aproape imediat au început să se adune foarte mulți oameni în fața templului din Ierusalim, cerând ca Iisus să le vorbească. Acum, ca să fie mai clar ce s-a întâmplat în acel moment între Iisus și acel bărbat dubios, voi merge la cartea lui Peter Moon. Proiectul Montauk face parte din seria de proiecte guvernamentale secrete ale Statelor Unite, desfășurate la Camp Hero sau Montauk Air Force Station din Long Island, în scopul dezvoltării tehnicilor de manipulare mentală, călătorii în timp și adaptarea tehnologiilor secrete extraterestre. În cadrul acestui proiect, americanii în colaborare cu câteva rase de extraterestri au reușit să obțină o tehnologie de călătorit în timp cu corpul fizic în scopul de a manipula timpul prin modificarea anumitor evenimente din trecutul omenirii. În cadrul proiectului Montauk s-au făcut și experimente asupra unor băieți. Acești băieți erau răpiți de pe stradă doar pentru că aveau ochii albaștri și părul blond. Aceștia erau apoi introduși într-un program de prăbușire psihică
prin care li se spăla mintea și apoi cei care aveau anumite abilități psihice erau opriți în program pentru alte teste, iar cei mai slabi erau programați mental, după care li se pierdea urma. Un astfel de băiat răpit și abuzat în cadrul proiectului Montauk este și Stan Campbell, acesta nefiind numele lui real, dorind să rămână sub anonimat. Stan Campbell a fost trimis în trecut printr-un vortex spațio-temporal să-l împuște pe Isus și să preleveze o mostră din sângele acestuia. Cu ajutorul unor tehnici de accesare a subconștientului, mai puternice decât hipnoza, Stan Campbell și-a amintit perioada în care a fost folosit în cadrul proiectului Montauk. Iată mărturia acestuia din timpul regresiei legată de momentul bizar cu Isus. Acesta povestește că era așezat pe un scaun cu senzori electrici și îmbrăcat într-o cămașă ca cele de pe vremea lui Isus, având pe cap o cască. Apoi a intrat în electroșoc. Următorul lucru pe care l-a văzut a fost o deschizătură dreptunghiulară care a apărut pe tavan deasupra mesei pe care fusese executată programarea. A fost apoi aspirat în interiorul deschizăturii. Următorul lucru pe care și l-a amintit Stan a fost că s-a trezit în vremea lui Isus Hristos. Avea misiunea de a-L găsi pe Isus și de a face două lucruri. Pe de o parte să-L ucidă și apoi să ia o mostră de sânge. L-a găsit pe Isus, care l-a întâmpinat într-o manieră surprinzătoare. I-a spus că știe care este misiunea lui și s-a oferit chiar el să-i dea mostra de sânge. Isus i-a spus însă că nu a venit încă timpul să moară și că acesta nu-L va putea ucide atunci. Stan și-a adus aminte că a scos un revolver pe care l-a descărcat în pieptul lui Isus. În cartea lui Radu Cinamar, acest bărbat apare a plecat de spate cu mâna dreaptă sub cămașă. Iar în cartea lui Peter Moon aflăm de ce stătea așa. Pentru că avea mâna pusă pe armă și se ferea să fie observat de cei din jur. Stan Campbell susține că a adus o mostră din sângele lui Isus înapoi în Montauk. Mă întreb, oare ce a făcut cu această mostră de sânge? Se pare că întreaga derulare a evenimentelor a fost un ordin primit de acesta din baza Montauk din Long Island. Deci relatarea din cartea lui Peter Moon vine să completeze cele prezentate în cartea lui Radu Cinamar vis-a-vis la tentativa de a-L ucide pe Isus. Nu au reușit să-L ucidă pentru că Isus se află la un înalt nivel spiritual și a putut să contracareze atacul acelui om. Mă întreb dacă americanii au această tehnologie de a trimite fizic un om în timp să modifice evenimente istorice. Oare ce alte lucruri mizerabile au mai făcut?